ăștia moderni, ăștia vorbesc de karma, îmi spunea într-o zi o babă, eram pe burtă de râs. Părinte, aveți karma, aurie, violetă, sclască, mă, eu portocalie. Eu știu și prostii de aia și gărgăuni prin ea. Dumnezeu niciodată nu o să scrie cuiva că vă fi alcoolic sau mă știu. Exact, asta vreau să ajung. Deci, noi influențăm în mod negativ sfârșitul nostru sau în mod pozitiv. Și asta mi se pare cea mai mare prorocie a lui Dumnezeu din Evanghelia lui Ioan. La glasul Arhanghelului și la trâmbița judecății, morți într-o clipeală de ochi se vor scula la judecată. Îți spune așa, cei ce au făcut cele bune spre învierea odihnei, e rău Dumnezeu? Și cei ce au făcut cele rele spre învierea osândirii, e rău Dumnezeu? Nu. Deci noi hotărâm. În faptele mâinilor lui s-a prins păcătosul. Îl luăm cazul Iov. E o dramă frumoasă, chiar ne-a rugat odată, Doamne, să vorbim. Și acum se leagă perfect. Acest om din Ținutul Ur era atât de credincios că el în fiecare zi, dimineața și seara, aducea un bou de jertfă să nu-l fi supărat pe Dumnezeu măcar cu pupă. Și Dumnezeu îl iubea și l-a umplut de bogăție. Avea și asine și cămile și cai și oi și boi. Și într-o zi, Sarsailă, care cutreiera în deal și în vale, a văzut și averea lui Iov. Și s-a dus la Dumnezeu, el personal. A spus așa, vă redau citatul. Cutreierat am tot pământul, sub cer și sub soare. Dar eu, om, ca robul tău, Iov, n-am întâlnit. Atât de credincios și de bogat. Și bagă dreacu știftul. Dar știu de ce te iubești. Că i-ai dat averi. Deci, ca să vedeți, viclenia diavolului până unde a mers, pisma, ura, că omul e iubit de creatorul său și el ca înger nu-i iubit. Da. Că fiecare o tâlcuiește cum îi taie lui urechea și capul. Și Dumnezeu îi spune așa. Bine, du-te și ia averile. Și vine dracul grămădit mic ca o mâță de aia prinsă în oale care o bați cu mătura, să-mi orle la picioare Dumnezeu. Păi da, cum să iau averea lui Iov dacă tu ai îngrădit-o cu darul tău? Păi, dar darul meu de ce stă la eu? Pentru că în fiecare sală și în fiecare dimineață aducea un bou de jertfă, nu cumva să fi greșit măcar cu gândul înaintea lui Dumnezeu. Deci atât trezvie de conștiință. Nu mă duc la biserică care fata examen, nu mă duc ca să-mi bolnav, nu mă duc ca să-mi crească ogorul, nu mă duc ca să-mi cumpăr casa, nu mă duc ca să reușesc la școală, nu mă duc ca să fiu sănătos. Mă duc că-L iubesc pe Dumnezeu. Și dacă eu iubesc, căutați împărăția Lui Dumnezeu, că celălalt îi se adaugă vă. Iov. Dar avem a doua parte. Iov avea 10 copii. 7 băieți și 3 fete. Și ce spune Scriptura? Că copiii lui Iov mâncau și benchetuiau în fiecare zi. N-aveau nicio treabă cu ce făcea tatăl lor. Ce se întâmplă în societatea contemporană cu tinerii noștri? Același lucru. Bătrânii moșnegi au dus 2 războaie și o foamete. Au făcut o căsuță de pământ, i-au născut pe părinții lor, au rupt de la gură și au tras la sapă, la comunist, la colectiv, la fabrică, la schimburi. Nu tragă și ei așa. Să aibă leacă de școală, unui învățător, unui judecător, unui avocat, unui procuror, unui inginer, unui director, unui om de știință, unui om de studii înalte, unui universitar. Ce sunt copiilor? Niște puși la male. De ce? Păi dacă ne-a fost nouă greu, părinții noștri, de ce să sufere și copiii noștri? Suferința naște jertfă pură, iar huzurul și hazardul naște dezmăț și prostie. Ca drept dovadă, că puii ăștia noștri tineri nevinovați trec printr-un calvar mizerabil al societății tocmai datorită faptului că părinții lor nu au fost atenți cu ei. N-a ieșit bine din măsa și are mașină. N-a ieșit bine din măsa și a luat casă. N-a ieșit bine din măsa și se face luntri și punte și l-a dat la școală. Că-i cu taxă, că-i fără taxă, că-i cu bani, că-i cu mulți, că-i cu puțini. Să aibă băiatul o hârtie. Ai hârtie, dar n-ai minte. Da. Degeaba îți cresc numărul de cai putere la mașină dacă îți cade numărul de neuroni. Te duci șofer, cum ai luat
Am spunea într-o zi acum o doamnă, un copil a făcut o mică pagubă și mi-a zis, măi, dai frumos, am ce vrei să mă omori pentru asta? Nu te omor, că ești al meu. La vârsta ta de, nu, 25 de ani, ar trebui să fii un pic transparent cu viața ta. Te mulțumești că ai reușit să faci o pagubă și ești șefudul că ai putut o face. Deci, asta făceau copilul eu. Și spune că s-a dus Dracula Dumnezeu și a zis așa, dă-mi voie să mă ating de averile lui. A zis, bine animal, iei tot, dar nu te atingi de sufletul lui și de trupul lui. E interzis. Dar de ce a permis Dumnezeu asta? De ce să ia tot? Să vedem ce înseamnă credința fără motiv, pură, naturală, din inimă. Și au venit slujii pe rând și au spus, stăpâne, Doamne, au venit asirieni și ți-au luat cămilele, stăpâne, Doamne, au venit barbari și ți-au luat boii, ți-au luat oile, ți-au luat dobitoacele, ți-au luat asinele, ți-au luat tot. Eu v-a zis, cum mi s-a părut Domnule, așa a făcut firmele Domnul binecuvântate, cum își până avea. Cum stătea Iov la curtea lui, un cutremur mare. Vin niște slugi și spun, stăpâne, Doamne, mare nenorocire. Copiii tăi mâncau, benchetuiau și se distrau. Și a venit un cutremur mare și a căzut casa pe dânsă și a omorât pe tot. În clipa aceea Iov a rupt haina de pe el și a rămas gol și a zis așa, Doamne, gol am ieșit din pântece și gol mă voi duce. Cum ți s-a părut, așa ai făcut. Fie numele Domnului binecuvântat de acum și până în viață. N-a zis, Doamne, de ce mi-ai luat copiii? Doamne, de ce ai îngăduit? Pe sluga și dat răspunsul. Copiii tăi mâncau și benchetuiau și se distrau. Venind cu tremur, a căzut casa peste ei și i-a omorât. Să vă povestesc o întâmplare simplă, povestită din gura cuiva apropiat mie sufletului. Știți că noi am avut o artistă, se chema Filoftea Lăcătuș. Ei, copila aia când s-a născut, mama ei a avut un vis. Un roi mare de albine a venit în jurul capului ei și s-a dus într-o clopotniță de biserică și pe ea a văzut-o după aceea în fașă moartă. Asta a fost întâmplarea, viziunea respectivă. Au trecut ani, fata s-a căsătorit, a avut talent, a început să cânte frumos. Și având atunci în preajma lui 77, în 4 martie, când a fost cu tremurul, ca să vedeți că nu-i destin și nu-i de la Dumnezeu. Omule, așa, să, e o lege a firii pe care noi nu o putem controla și greșim fără să ne dăm seama. Avea un spectacol la vremea respectivă în București. Se duce pe la cunoștințele ei tot artiști din ăștia cu care ei se întâlneau și cineva dintre artiștii spune, hai rămâi la noi, fină, în seara asta. Ziceam, camere goale, am curat. Zice, ne-am luat la hotel bilete, am plătit cazarea, am vrea să coborâm un pic și la restaurant, vrem să ne mai întâlnim un pic cu lumea bună, vrem să ieșim un pic pe stradă în București, să ne mai plimbăm, că n-am fost de mult și ne place. A zis, bine, cum doriți voi, dar uite, la noi aveți loc. Da. Prima stopare de la Dumnezeu a morții ei. Nu vrem acolo. A ajuns în hotel, când a mers la recepție, i-a spus doamnei recepționere, vrem și noi niște camere până mâine, dar undeva să avem priveliște frumoasă. Recepționera spune, luați în latura hotelului aici, că aveți multe ferestre și e frumos în partea asta. A dus bagajul în cameră. Și nu i-a plăcut. A coborât la recepție și a spus, nu ne pare frumoasă partea asta, zice, eu zic să rămâneți aici că e și târziu și se apropie de ora 9, cutremurul a fost la 9:30, trebuie să predau și eu de aici, de la recepție tot și să mă duc acasă că mă așteaptă copiii, bineînțeles, că doamna le-a dat cheile și a plecat.